Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu, Om Liber, Om Fericit! Vânători excelenți, înzestrați cu simțuri foarte bine dezvoltate, rechinii sunt specii care au apărut acum 400 de milioane de ani. Scheletul rechinilor nu este alcătuit din oase, ci din cartilaje. Unele dintre cele peste 500 de specii de rechini existente sunt rechinul tigru, rechinul ciocan, rechinul alb, rechinul balenă, rechinul fierăstrău, rechinul covor și rechinul taur. Cel mai mare rechin este rechinul balenă, care poate atinge 15 metri lungime și o greutate de 20 de tone. Dar, în ciuda mărimii sale, este un uriaș inofensiv pentru om, pentru că se hrănește cu pești mici și plancton. El nu are dinți precum ceilalți rechini. Cel mai mic rechin cunoscut până în prezent este rechinul lanternă. Găsit în apele Venezuelei și ale Columbiei, acesta poate atinge la maturitate lungimea de 20 de centimetri. Rechinul ciocan poate vedea la 360 de grade și poate estima adâncimea apei, deoarece ochii lui sunt poziționați la extremități. Acesta poate fi identificat cu ușurință după forma capului, ca un ciocan. Rechinul ciocan migrează în bancuri pentru a se apăra de atacurile altor rechini. Marele rechin alb are în jur de 3000 de dinți, aranjați pe mai multe rânduri. Acesta folosește rândurile din față când atacă. Ultimele rânduri le înlocuiesc pe acestea după ce cad. Un rechin schimbă într-o viață aproximativ 25.000 de dinți. Acest lucru este posibil deoarece nu sunt prinși de o placă osoasă, ci într-o membrană. Rechinul alb poate mirosi sângele de la o distanță de 5 km. Este considerat unul dintre cei mai periculoși rechini datorită comportamentului agresiv, dinților puternici, mărimii sale, dar și a faptului că înoată în ape mai puțin adânci. Atunci când urmărește prada, rechinul alb se poate deplasa cu o viteză de 60 de km pe oră. Cel mai rapid rechin este însă rechinul fierăstrău, care poate înota cu o viteză de până la 110 km pe oră. Rechinul fierăstrău, numit și simplu peștele fierăstrău, are botul lung și gura în formă de fierăstrău, dințată pe două laturi. Botul poate ajunge până la 2 metri lungime și 30 de centimetri lățime. Botul este o armă de atac sau de apărare a peștelui. În ciuda aspectului înfricoșător, peștele fierăstrău nu atacă oamenii decât dacă este provocat. Rechinul covor se camuflează pe fundul apei, unde așteaptă peștii să se apropie de el, apoi îi prinde prin surprindere. Rechinul tigru sau tigrul de mare este considerată una dintre cele mai periculoase specii de rechini pentru om, deoarece frecventează ape puțin adânci, până la 3 metri adâncime. Acesta prezintă pe spate și în lateral dungi de culoare închisă ca ale tigrului. Aceste dungi se pot vedea mai bine la exemplarele mai tinere. La adulți, dungile se văd din ce în ce mai puțin, odată cu înaintarea în vârstă. Rechinul pijama poate ajunge la maturitate până la o lungime de 50-70 de centimetri. Este recunoscut cu ușurință datorită dungilor de pe piele. Nu reprezintă un pericol pentru oameni, deoarece se hrănește cu pești mici. Unele specii de rechini dau naștere puiilor vii. Printre acestea se numără rechinul alb, rechinul tigru, peștele fierăstrău, rechinul ciocan. La alte specii de rechini, ouăle sunt ținute în corpul femelei până eclozează, iar apoi sunt expulzate.
dar există și specii care depun ouăle direct în apă. Majoritatea speciilor de rechini sunt marini, dar există și specii care pot trăi atât în apă sărată cât și în apă dulce. Rechinul taur și rechinul de râu urcă pe fluvii în apele dulci. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă v-a plăcut acest material, vă rog să distribuiți!